Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților vrea să refacă clădirea cazinoului din Vatra Dornei, începând cu acoperișul, deși zidurile stau să se prăbușească. Proprietarul cazinoului amplasat în centrul stațiunii consideră că această metodă este eficientă pentru a stopa degradarea edificiului vechi de un secol. Primarul municipiului Vatra Dornei, Ilie Bomcheș, declară că însuși în altprea sfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a urcat în podul clădirii pentru a se convinge de starea deplorabilă a acesteia. El precizează că arhiepiscopul a solicitat deja autorizații pentru demolarea lucrărilor, adăugând că nu cunoaște suma pe care intenționează să o investească Biserica Ortodoxă. E cu grinzile putrede, trebuie înlocuit totul și atunci n-are cum începe de jos, trebuie obligatoriu să fie protejat întâi, să nu mai fie degradat și distrus. Încercăm și cu ce putem contribui, poate că o să ne rugăm și la fiecare cetățean, dă un leu pentru cazinou. La ora actuală, dumnealui nu mai vrea să-l dea, decât cred că cu o anumită sumă sau dacă îl dă, nu-l dă deocamdată primării. Am încercat să îi propun o igienizare în jurul cazinoului, să pun oameni de la primărie și nu mi-a permis. Și nu mă apuc să mișc nimic. În perioada comunistă, cazinoul din Vatra Dornei a fost naționalizat și transformat în club muncitoresc, iar de 9 ani acesta a intrat în proprietatea Arhiepiscopiei în calitate de administrator juridic al Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina.